citești Scriptura Sfântă și rămâi pe gânduri dus, parcă vezi prin ceața vremii cum pe Golgota Iisus înălța spre cer privirea, dornic, pironind văzduhul, până pleoapele căzură peste ochii buni, iar Duhul, dezlegat, porni în grabă jos, în închisoarea morții, să frângă în două pentru a-i săi zăvorul porții. Și te înalți apoi cu gândul în Eden și vezi în zare o cetate de lumină cu oștiri în sărbătoare. Vezi pe porțile înalte de cleștar dintr-o bucată, heruvim cu patru aripi și cu spada înflăcărată, înălțându-se ca zorii peste floarea primăverii. Dar, deodată din trompete, da un lung semnal străjerii. Da, departe, printre stele, ca un fulger neîntrerupt, un convoi străbate largul bolților de dedesubt și curând de cântec falnic, cerul cerului umplându-l. Iată-i, cete după cete, ca noștiri ținându-și rândul, vin în haine de lumină și se înalță ca un stol zecile de mii de duhuri ridicate din șeol. Izbăvit de supedeapsă, vine primul om, Adam. Apoi Eva, Set și Abel. Noe, Tera, Avram. Iată, Isaac și Iacov, smulși din lanțurile grele. Iosif, ca o stea sclipește între 11 stele. Moise, ușurat de greu lespezilor din Horeb, Iosua îi stă la dreapta, iar la stânga e Caleb, Gedeon privind cetatea și oștirea fără număr, și Samson, lăsând să-i cadă pletele mai jos de umăr, David, fericit să uite de păcatele iertate, Solomon și toți urmașii casei binecuvântate, toți profeții și martirii ce au murit frângându-și de la nepătatul Abel la Ioan Botezătorul. Iar, în fața tuturora, ce lucea fără glorios! umple cerul de lumină și de har victorios. Iisus, purtând pe frunte diadema de lumini, cu aceeași simplitate cum purtase crengi de spini. Iisus, cu mâini întinse, într-un gest de razenins, cu aceeași duioșie cum pe cruce le-a întins. Vai, dar poarta cea înaltă, dintr-un singur alb cleștar, cum își va deschide oare uriașul stăvilar? Până în bolți, un glas răsună larg, ca bubuitul lavei. Sus acum, voi porți eterne, iată împăratul slavei! Cine-i împăratul slavei? Domnul tare și viteaz, care a biruit în luptă cel mai fioros grumaz. Și târziu, în paradisul s-a închis cu vuiet lin, printre stele, către poartă, vine încet un viat străin. Ochii lui sunt plini de frică, păr un frunte, fața suptă, peste trupul plin de sânge, poartă o cămașă ruptă. Ce vrei tu? îi spune unul dintre îngerii străjeri. Cine ești? îl mai întreabă Iscodin din cox sever. Eu Răspunse încet străinul copleșit de un oftat, sunt un ticălos din lume. Nu știu să fi fost păcat să nu-l fi făcut în viață. Am ucis, am jefuit. De copil m-a prins o vrajă de pahar și de cuțit. Mă țineam ascuns în peșteri și pândeam pe cei bogați. Sângele curgea ca apa, apoi galbenii prădați mi luau toți cârciumarii și femeile pierdute. Și cădeam în zor piovale între brusturi și cu cute. La altare n-am dus șerfă, nici o mierlă de când sunt. N-am știut de rugăciune, n-am avut nimic ca sfânt. O putere, un balaur, îmi da brânci să beau, să prad. Vai, destul, vorbi străjerul. Locul tău e coloniat. Și cu mâna lui întinsă i arătă în jos, sub cer, într-o gură de întuneric, flăcăr într-un crater se uită îngrozit străinul, dar apoi încet Da, acolo, dar ascultă. Înainte de a muri, o sândit fiind la moartea cea mai grea, mai blestemată, sintuit pe lemnul crucii, am văzut hulit de o gloată un profet. Ba era mai mult ca un profet, nu era un om din lume, ci sub de nămet îi plutea în ochi o pace și o dumnezeire în grai. El mi-a spus privind în fața, azi vei fi cu mine în rai. Și acum o întrebare, un cuvânt mai am de spus. Dacă tot ce văd e raiul, nu-i pe aici acel Isus. O, oh, Isus, e aici în slavă. Tot ce vezi îi aparține. Dar de ce ți-a fața hohotind? Sau plângi, străine, rogute, o vorbă numai. Nu știu cum să-mi spun amarul. Dacă e Iisus aici, spune-i că a venit tâlharul. Intră dar, poarta e deschisă. Domnului vorbește în prag. Îl privește lung tâlharul. Pașii înapoi se trag. E Iisus acest arhanghel în veșminte sclipitoare? Părul nu e a lui, nici brâul, nici cămașa de ninsoare dar privirea blândă, ochii, el e și-a căzut grămadă. Cum, dar cine îl ridică? Ochii lui nu pot să creadă. Doamne, sunt murdar și în zdrențe. Sunt și-și frânse vorba Cum? Eu, în haine de lumină, eu, de harul între sfinți, și luându-l blând cu sine, strălucitul voievod, lângă tron ducându-l zise, El mi-a fost întâiul rod. Și acum să știi oricine unde a ajuns harul. Nu-i pe lume om să creadă și să nu-i primească harul. Nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată necredința. Amin.